fie acel moment în care te neci și cineva îți aruncă un colac de salvare de la distanță. Cam asta este mașina asta pentru Maserati. Se numește Levante și practic asta încearcă să facă, să scape compania asta de cea mai sumbră situație. Dar în bunul stil Maserati, această mașină are și părți bune, dar și părți mai puțin bune. Hai să începem cu părțile bune întâi, pentru că mie, de exemplu, îmi place foarte mult cum arată această mașină, cel puțin din față. Ai senzația așa că vrea să te atace și că este oricând pregătită să te sperie într-un fel sau altul. Și o să arăt imediat de ce. Să deschid capota. Până să ajungem la capotă, faruri, full LED, matrix, ascuțite. Vin așa spre grilă, grila asta care, uite, și tu poți să bași palma printre toate aceste elemente și acolo sunt niște flapsuri care se închid sau se deschid în funcție de ce nevoi are motorul. Motorul pus între roți, foarte bine așezat, frige foarte tare, dar vreau să vă arăt asta, Ferrari. O scap acolo la loc. Frumoasă și această culoare, care se numește rame, așa am văzut-o în lista de dotări. Și, na, capotă lungă, de e o mașină ciudat proporționată, similară cu Stelvio, de exemplu, adică ai partea asta din față foarte lungă, iar apoi tot ce ține de habitacul este mutat către puntea spate. Din lateral avem aceste jante superbe pe 19 inci, însă, în funcție de ce Levante alegi, poți urca până la 21 de inci. Avem aceste branhe aici, care nu sunt false, adică simt în momentul ăsta că evacuează căldură din zona motorului. Nu știu dacă au neapărat un rol atât de important în felul în care funcționează această mașină, dar mă gândesc că mai degrabă aducem aminte de mașinile de altă dată care aveau evacuările în lateral și foarte aproape de motor. Este un SUV, așadar e normal ca ușa să acopere pragul și să nu te murdărești pe pantalonii scumpi fabricați la mână în Italia și avem logo-ul Tridentul Maserati aici foarte frumos pe aripa spate a mașinii. Hai să vă arăt mașina asta de pe locul șoferului. Avem soft close, însă ușa este destul de ușoară și iarăși o chestie interesantă e că nu avem rame la uși. Din câte știu eu, cred că a fost primul SUV fără rame la uși, al doilea mi se pare că este Audi Q. Nu sunt un mare fan al acestui interior, mai ales în varianta asta în care totul este îmbrăcat în piele neagră, inclusiv plafonul are un material așa care seamănă cu Alcantara. Aș vrea ceva mai deschis la culoare, dar din fericire există suficiente opțiuni. Iarăși sunt impresionat de unele materiale de aici, moale evident în partea de sus, în partea de jos, inclusiv capacul torpedoului, aici în partea de jos și inclusiv aici jos sub volan este material moale. Deci până aproape de pedala de frână e material moale aici. Și aici moale, și aici moale. Cotiera este îmbrăcată în piele foarte, foarte moale, inclusiv pe ușă până în partea de jos. Deci, na, plastic tare am găsit doar aici între pentru stâlpii centrali, atât. Hai să pornesc mașina ca să vă arăt un pic interfața tehnologică. Sunt niște mici chestii care mă deranjează la sistemul ăsta numit Maserati Touch Control Plus. Este similar cu cel pe care l-am văzut, de exemplu, pe Jeep, adică este împrumutat. Pardon. Este împrumutat din grup. Ecranul are 8,4 inci și este în acest format 4x3. Așa arată interfața pentru multimedia. În partea de sus avem tot timpul afișată temperatura pentru cele două părți, busolă și temperatură exterioară plus oră, iar în partea de jos avem aceste scurtături către media, radio, diverse alte opțiuni, logo-ul Maserati care deschide zona asta cu mai multe iconițe, avem apoi pentru climă meniu, start-stop, dar asta poți să personalizezi și pentru telefon. Dacă te duci acum în zona asta cu Maserati, o să vezi câteva lucruri foarte ciudate, cum ar fi faptul că încălzirea pentru scaunul șoferului este într-o zonă diferită de cea pentru pasager. De exemplu, o chestie foarte utilă, mi se pare că pot să pot să opresc ecranul noaptea și pot să fac așa. Ating ecranul ca să se aprindă și na. Chiar dacă este o mașină care costă 86.520 de euro, să știi că sunt anumite lucruri care nu mi se par firești să fie pe mașina asta. Adică anumite butoane simt așa că sunt foarte, foarte ieftine. Și se aud ciudat când le apeși, se mai și mișcă unele dintre ele.
mai ales în zona asta de condus. Mai jos de sistemul de climatizare avem un spațiu de depozitare pentru telefon, cheie, avem un port USB și o mufă auxiliară. Iar în zona asta de condus avem aici mai multe butoane. Avem buton ca să oprim, de exemplu, controlul tracțiunii, avem un buton dedicat pentru off-road și în momentul ăsta mașina se ridică. Bănuiesc că a simțit, da? Apoi mai avem, tot de aici pot să-l și opresc și mașina o să coboare singură la loc. Mai avem un buton pe care scrie ICE sau ICE, care înseamnă Increased Control and Efficiency Mode On. Asta este modul în care vrei să mergi ca mașina să consume mai puțin carburant. Nu știu câte economie poți să faci. Mai avem butonul Sport, care întărește direcția, schimbările de trepte se fac ceva mai rapid, accelerația, pedala de accelerație răspunde ceva mai rapid și ea, și evacuarea. Așa e cu Sport oprit, așa e cu Sport pornit. Și mai avem un buton pentru suspensie, care întărește suspensia. Avem suspensie pneumatică pe toate cele patru roți și își fac treaba foarte bine. Acum, eu, Dog, am auzit că îți plac rotițele pentru control, așa că ți-am pus o rotiță pentru control peste rotița de control. Arată ca un tort, dar rotița de deasupra este butonul de volum și dacă apăs pe ea deasupra, practic ăsta este un fel de OK. Și mai avem jos încă o rotiță. Îmi place foarte mult volanul, care este mare și este îmbrăcat în piele perforată și în piele fină în partea de sus. Și sunt foarte puține butoane pe acest volan. Asta îmi place foarte tare. Ai în partea din stânga butoane pentru condus, pentru cruise control și un buton pentru asistență la coborâre. Și în partea dreaptă avem butoane pentru comenzi vocale, respins sau acceptat apeluri, dar și pentru ecranul de acolo dintre cele două ceasuri, așa poți să activezi rapid Bluetooth, să dai play la melodii, să umbli la setările mașinii. Și e un pic greu să te obișnuiești cu meniul ăsta, pentru că butonul, ai buton pentru mers înapoi, buton pentru mers înainte, care este pe butonul care te duce și în sus și în jos la navigație, dar da, țin, dacă petreci timp cu mașina asta o să te obișnuiești. Și poate vă întrebați unde sunt butoanele pentru volum sau pentru schimbarea posturilor de radio sau pentru melodii. Sunt în spatele volanului, ca la Fiat, și dacă ai mâinile mai groase o să-ți fie greu să le atingi, pentru că încurcă un pic și aceste padele. E valabil și pentru maneta pentru semnalizare și pentru ștergătoare. În partea dreaptă nu am manetă, deci nu e o problemă, dar îmi plac aceste padele care sunt reci și au acest sunet când le apeși. Le poți folosi fără probleme, pentru că avem și un mod manual aici. Nu e cel mai interesant interior, dar e desenat destul de curat și, repet, sunt foarte multe opțiuni ca să îl personalizezi mai bine. Uite, de exemplu, avem aici logo-ul Maserati embosat frumos în tetieră. Scaunele sunt confortabile și am 12 direcții în care pot regla scaunele, pe înălțime, adâncime și așa mai departe. În momentul ăsta este dat la maximum în spate. Și alt detaliu interesant este o placă din metal acolo lângă pedala de accelerație, ca să nu-mi frec piciorul de pânza asta sau ce material e aici atunci când accelerez, da? Ca să nu stric mașina. E un detaliu interesant. Cam așa se stă aici, am loc suficient la genunchi, scaunul, cum spuneam, este dat la maximum în spate, am loc să pun picioarele sub scaunul șoferului și chiar dacă mă întind, abia dacă ating un pic plafonul aici. Cred că dacă n-am fi avut trapa asta panoramică, aș fi avut ceva mai mult loc la cap, dar chiar și așa la 1,85 m nu mă deranjează deloc. Bancheta este confortabilă, ce drept este un pic cam scurtă. Și mă încurc un pic și tunelul transmisiei, dar da, înțeleg de ce este acolo. Avem și o cotieră care se simte foarte solidă, avem suport pentru pahar aici și acest inel din crom care înconjoară, piele fină aici și îmi place cum se simte, este și moale. Avem priză de 12V și două porturi USB. Și uite cât de tare se închide această ușiță și se deschide. Avem guri pentru ventilație aici, două, plasă în spatele scaunelor. Și o chestie foarte interesantă, uite, în momentul în care vrei să rabatezi bancheta, obții o suprafață plană de încărcare. Bancheta spate este montată ceva mai sus decât scaunele celor din față și am vizibilitate bună la drum, dar dacă șoferul merge ceva mai tare, nu știu dacă aș vrea să stau în spatele
acestei mașini. Din spate, Maserati 100%. Avem aceste stopuri care se termină aici, într-un unghi ascuțit, aproape de numărul de matriculare. Scris frumos Maserati aici și avem această bucată aici de crom care completează cumva tot spatele ăsta superb. Q4, asta înseamnă că avem tracțiune integrală. Sistem similar cu cel de pe Alfa Romeo Stelvio, de exemplu. Levante, iarăși scris aici. Și avem evacuări, câte două pe fiecare parte și nu sunt false. Adică mașina asta se aude ceva de genul ăsta. Ce, ca și cum cineva îți citește povești de noapte bună. Bun, hai să arătăm portbagajul. 580 de litri, mai mult decât suficient pentru ce ai de cărat în vacanță. Am căput acolo un cărucior de copil, cutia noastră de scule, rucsacul nostru cu scule și rucsacul meu de dus la birou și iată că am mai rămas aici un pic de spațiu și pentru un trepied. Avem priză de 12V, cârlig aici de agățat și aici avem iarăși o chestie foarte interesantă. Cu Sky aici se prinde această trusă de la Maserati. Și avem aici, ia uite ce ne dă Maserati frumos. Avem o racletă pe care scrie Maserati, normal. Snap light, safety light stick, le rup și se aprind. Aha, uite un triunghi reflectorizant. Cred că sunt veste reflectorizante, ar fi tare să scrie pe astea Maserati. Aia? Pun pariu că astea se dau scump pe forumurile de streetwear. Lanternă pe care, iată, scrie Maserati aici. Și pe care, iată, dai la manivelă ca să o încarci. Apropo, haionul se închide de aici. Îți dă câteva secunde timp ca să te ferești și poți să pleci. Cel mai bine se simte în momentul în care ieși cu ea din oraș. Apeși pe sport, dai și suspensia pe sport. Deci cutia schimbă instant, nu mai contează limita maximă de viteză. Dar eu am mai mers cu un Ferrari, cu un 458 și țin minte acea senzație de explozie. Simți așa că te lovește cineva din spate și te împinge 10 de metri mai încolo. Deci efectiv motorul simți că e leșinat sub 3000-4000 de ture și după aceea când crește în turații la 5000, zici că mai deschide niște pistoane de undeva. Avem un motor de 3 litri V6, 350 de cai putere, care vin foarte, foarte bine pe acest Levante. Adică mi se pare combinație perfectă într-o mașină italienească, premium, luxury, cum vrei să-i spui, și un motor pe benzină care este foarte gălăgios, nu doar din habitaclu, ci și din afară. Și nu aud nimic în momentul ăsta din boxe, chiar dacă sunt în sport. Aud vântul pe la oglinzi, pe acolo, pe la uși, mai ales că n-am rame, dar nu mă deranjează. Pentru că oricând pot să acopăr acel sunet cu asta. Și în momentul în care nu vreau să aud motorul ăla mare din fața mea, pot să o las în nice sau normal și e așa ca un fel de bas acolo pe fundal, știi, ca să lege foarte bine restul notelor muzicale. Asta îmi place la mașina asta foarte mult, motorul și cutia. Combinație perfectă. Nu neapărat pe forma asta de SUV, nu sunt de acord, dar înțeleg de ce face Maserati acest SUV și de ce are nevoie de el. Hai să mai vorbim un pic despre niște cifre care caracterizează această mașină. Avem un cuplu de 500 Nm și mașina asta de pe loc face 100 în 6 secunde. Toate cele 4 roți pot fi mișcate de puterea motorului, dar fiind sistemul din grup setat pentru sportivitate, în momentul ăsta chiar și la 90 de km pe oră și la 1200 de turaie, dacă merg constant, toată puterea este trimisă către roțile spate, dar dacă calc ceva mai tare pedala de accelerație,
mi-aduce până la vreo 21% pe față. Dar în principal, ca mașina asta să fie ceva mai sportivă și să o simți ușor supraviratoare, în momentul în care vrei să mergi cu ea mai tare, puterea ajunge mai tot timpul către roțile spate. Nu e un showcase pentru Maserati, mașina asta este făcută ca lor să le crească vânzările. În momentul ăsta Maserati nu o duce, sau nu o ducea chiar atât de bine. Lumea nu mai caută sedanuri, mai ales în zona asta de luxury, și de asta mașini precum X6, X5, Q7, Q8 se vând foarte bine, pentru că asta caută oamenii în acest moment. Să mai facem o repriză. Sport, suspensia pe sport. Oh. Și în momentul în care atingi niște praguri de viteză, intră niște setări automate de pentru înălțimea suspensiei. Adică Aero 1 de la 130 de km pe oră și de la 180 de km pe oră mai coboară o treaptă. Ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că dacă încerci să setezi tu manual, nu merge, dar scrie acolo drăguț pe ecran Aero 1, Ride Height Achieved. Cumva e o mașină care se conduce ca o mașină de aproape 90.000 de euro. Asta nu are toate detaliile pe ea, dar un levante bine dotat poate să ajungă și pe la vreo 170.000 de euro. Însă sunt anumite elemente la interior care îmi spun că mașina asta n-ar trebui să coste atât de mult. E contrastul ăsta între cum se conduce mașina și cum te simți tu la interior. Nu comentez despre confort, ci mai degrabă despre acest interior care este învechit. Îmi plac acele ceasuri acolo, însă grafica aceea dintre ceasuri am mai văzut-o de câțiva ani încoace, tot la Maserati și tot în grup cu niște iconițe similare. Tot timpul pentru mine, încă de când eram copil, și iată că mi s-a îndeplinit visul să merg cu Maserati, în sfârșit merg cu Maserati care trebuie, celălalt cu care am mers era diesel. Dar pentru mine, tot timpul, toată copilăria mea, am trăit cu impresia că Maserati este de fapt o versiune mai ieftină a lui Ferrari, dar care se aude mai bine. Și pentru mine Maserati așa a rămas până când am crescut, na, și am mers cu Maserati alb diesel. Nu zic că e o mașină rea, nu mă înțelegeți greșit, dar da, cam asta simt eu în momentul ăsta. Recomand mașina, pentru că știu cine... Știu genul de oameni care și-ar cumpăra așa ceva. Dar astăzi, vremurile în care trăim, dacă trebuie să auzim sunetul ăsta specific de Maserati pe un SUV. Cam acestea au fost impresiile mele despre Maserati Levante. Mulțumim celor de la Maserati și lui Alexandru că ne-a împrumutat această mașină pentru câteva zile. Este singurul vânzător de Maserati din țară și pentru asta îi mulțumim. Iar noi ne vedem la următorul test. Numai bine!